Un one-man show oferit de Tyler Laser în secvența inaugurală a meciului 2 dintre CSU Sibiu și CSM CSU Oradea. O singură ratare până acum pentru fundașul de 1,85 m, care a adunat deja 14 puncte, 5 din 6 la aruncările din acțiune și 4 din 4, îmi cer scuze, la libere. A ratat pe singura lui încercare de 3 puncte de până acum, din interiorul semicercului 5 din 5, a mai avut și o pasă decisivă. Secondat astăzi de Lauren Skinnert, care este și el în double digits cu 10 puncte. De partea cealaltă, niciun jucător nu se remarcă deocamdată. O prestație mai slabă a bihorenilor. 4 puncte marcate de Arturas Valeica, Bobe Nicolescu și Chris Richard au câte 3. Începe sfertul al doilea. Oradea a avut prima posesie, dar este turnover. Se dezechilibrează Karin Iauskas, iar arbitrii fluieră abatere de pași. A intrat Kevin Capers la gazde, iar alături pe Manie Pret, Chris Cooper, Lauren Skinner și Mirel Dragoste. Dan Fleșeriu îl odihnește pe Laser în debutul sfertului al doilea. Un nou rebound ofensiv Cooper, bună pasa la Pret, care înscrie din apropiere. Asta au foarte bine până acum jucătorii lui Fleșeriu la aruncările din acțiune. Oradea începe sfertul al doilea cu Zino, Mandache, Gajovic. Muntenegranul ratează incredibil de sub coș. Pe parchet se mai află la oaspeți Țibârnă și Karin Iauskas. Din nou poziționat mai bine în lupta la urmărire, Chris Cooper face și acum reboundul ofensiv, pivotul de 2,05 m, faultat de Bogdan Țibârnă. Papers închis pe pătrundere, Cooper se duce prin depășirea inelului, obține faultul. CSU Sibiu fără un jucător de bază în această serie, Marcel Davis a fost nevoit să se întoarcă de urgență acasă în Statele Unite din cauza unor probleme de familie. Dan Fleșeriu l-are însă din nou la dispoziție, așa cum ați văzut pe Capers. Fundașul de 1,88 m a revenit după accidentarea gravă la genunchi, care l-a ținut 6 luni în afara terenului. A părut ușor ezitant sâmbătă, a jucat doar 9 minute, timp în care a avut 2 din 7 la aruncările din acțiune, 2 triple. N-a fost deloc eficient pe încercările pe care le-a avut pe pătrundere. Mută și pe poziția 5 Fleșeriu, intră veteranul Bogdan Popescu în locul lui Cooper. Se apără foarte bine aici Kevin Capers. După un switch a rămas la pivotul bihorenilor, Bogdan Țibârnă. Jucătorul de 2,10 m a încercat să se să-l fixeze pentru a profita de mismatch. S-a dat fault ofensiv. Capers acum față în față cu Andrei Mandache.
central pe Capers, care încearcă să se demarce. Bogdan Popescu de 3. Da, și trebuie să rectific, nu este Țibârnă pe parchet la Oradea, ci Laszlo Lazar. Acum intră Bogdan Țibârnă. Inexistentă la această fază apărarea bihorenilor. Două puncte ușoare Sibiul. Acum la plus 16. Lauren Skinner se apără bine în fața lui Zino, îl presează în tușă. Este în continuare mingea oaspeților. Blocaje succesive pentru Zino, o pasă care îl pune puțin în dificultate pe Karin Iauskas. Lituanianul pe finalul atacului ratează de 3, rebound ofensiv Țibârnă. Încă o posesie pentru Oradea. Zino nu s-a putut ridica pe stop shoot. Și Capers face acum intercepția. Aproape de un turnover, dar mingea rămâne la vulturi. Bună pasă lui Pratt pentru Popescu. Veteranul ratează de sub coș și faultează apoi. Îl lovește, iată, pe Martin Zino. Da, iată din nou faza la care Capers a strâns. Și a făcut intercepția. Da, un duel foarte fizic între Capers și Karin Iauskas. Mai întâi americanul a încercat să obțină un fault ofensiv, apoi lituanianul a fost convingător. S-a sancționat jucătorul Sibiului, poate vedem o reluare. Capers și-a acuzat adversarul ca simulat. Dar nu mi-am dat seama exact dacă a fost acolo o atingere, dacă l-a lovit în față pe Karin Iauskas. Oricum, parcă un pic exagerată reacția fundașului de 1,97 m. Andrei Mandache cu un coș de 3 puncte reduce din deficit. Are și un mic schimb de replici cu banca Sibiului. Da, s-a dat și un fault la urmărire, iar Oradea este repede în penalizare în acest sfert al doilea. Două libere pentru Mirel Dragoste, prima ratată. Da, multe ratări de la libere pentru CSU Sibiu, care altfel stă foarte bine în continuare la aruncările din acțiune, 61%, 13, 21, 21. Goran Gajovic cu a doua triplă consecutivă pentru CSM CSU Oradea. Da, este capitolul la care stau mai bine până acum bihorenii. Au 4 reușite de afară, Sibiul doar 2. Acum o cursă coast to coast a lui Vaidas Karin Iauskas. Și Oradea vine la minus 9. Sibiul a condus și la 16 puncte. Gajovic îi lasă tușa lui Kinnert. Previzibilă acea continuare cu pasă sub coș, unde aștepta Pratt. Julian,
A supărat aici Bogdan Popescu că nu l-a oprit nimeni sus pe Kariniauskas, iar lituanianul a venit lansat, el nu a mai putut interveni. Este din nou un timeout în sala Transilvania, un timp de odihnă solicitat de această dată de Dan Fleșeriu. Mulți nervi în tribune, au fost decizii controversate și în deschiderea acestei serii din semifinale. Față de primul meci, este clar, cum spuneam mai devreme, astăzi CSU Sibiu își pune mult mai bine în aplicare jocul pe tranziție, are 11 puncte marcate pe contraatac. Spuneam, la aruncările de la mare distanță stă mai bine Oradea, la cele din interiorul semicercului superioritatea este a gazdelor. 11 din 16 au jucătorii lui Fleșeriu pe aruncările de 2 puncte, 6 din 11 bihorenii. S-a reluat jocul, Manie Pret tratează din apropiere, dar Chris Cooper face încă un rebound. Iată-l acum și pe Jordan Williams, care prinde la panoul bihorenilor. Domină cei doi americani lupta sub panou. Și până la urmă sunt 2 puncte pentru CSU Sibiu. 36-25. Chris Cooper cu 7 recuperări adunate deja, 4 dintre ele ofensive. Apărare deficitară acum a Sibiului. Înscrie ușor Țibârnă. Manie Pret a dejucat ieșirea la intercepția lui Mandache și este fază bună până la capăt. Chris Cooper înscrie pe slam după ce omul lui Țibârnă s-a dus să-l închidă pe Pret. Un duel foarte fizic și între Jordan Williams și Bogdan Țibârnă. Chris Cooper a trecut pe poziția 4 după intrarea lui Williams. Foarte bună această fază a lui Mandache. Pasă cu pământul pentru finalizarea lui Țibârnă. A intrat și capitanul Sibiului, Radu Paliciuc. Manie Pret. De-aia cerul lui William să plece de acolo, să-l lase să joace 1-1. Nu s-au înțeles aici cei doi cu echipieri. Iată-l pe Pret, care are un mic schimb de replici cu Jordan Williams. Și Fleșeriu îl schimbă pe jucătorul care a prins un sezon și în NBA. Încearcă să explice unde a greșit. Mandache accelerează din nou. Mingea ajunge în colț la Martin Zino și americanul înscrie peste Radu Paliciuc. Vine din nou tare din spate Oradea. Iată un turnover cu o pasă direct în aut a lui Tyler Laser. Din nou nesincronizare în jocul Sibiului. Gajovic ratează de 3, rebound pentru Laser. A doua greșeală consecutivă pentru playmakerul Vulturilor. Acum dă drumul la minge și se duce într-un adversar. Iată momentul de mai devreme când
a trimis în colț, Skinner i-a arătat că el stătea în post-up. Oradea pe o posesie cu multă mișcare. Țibârnă îl fixează sub coș pe Radu Paliciuc. Capitanul Sibiului nu pare deloc de acord cu această decizie, se abține să nu protesteze. A încercat să iasă la intercepție pe acest mismatch. Da, o decizie la limită aici. Îl fixase totuși Țibârnă. Ratează ambele libere pivotul bihorenilor. Pret trece acum ușor și nu-l mai poate opri nimeni. Se duce tare pe doi pași, duce scorul la 40-31. Oradea cu din nou cu multe încrucișeri pe semicer, aruncă Mandache de 3. Kinnard face reboundul. Nu l-a lăsat pe Cooper să intervină acolo. Paliciuc pleacă din 45 de grade. E lent, dar reușește să scoată mingea pe lângă Țibârnă, care venise la capac. Foarte supărat și acum capitanul Sibiului, reclamă un fault. Și da, a existat un contact. Este din nou timeout în sala Transilvania. Cristian Achim vrea să discute cu jucătorii lui. În continuare o prestație mult mai solidă pentru echipa Vulturilor. După ce au fost multe ratări pe aruncări din apropiere sau aruncări deschise în deschiderea acestei serii, acum i-am văzut pe Laser sau Paliciuc finalizând din poziții dificile. ...58% procentajul aruncărilor din acțiune pentru CSU Sibiu. La revenirea pe parchet, Laser cu două greșeli. Nu a mai înscris în sfertul al doilea. Playmaker-ul Vulturilor. Chris Cooper, 7 puncte, 8 recuperări, dintre care 5 ofensive. Per total, Sibiul domina autoritar până acum lupta la urmărire. Și a profitat de cele 7 rebounduri ofensive culese până acum. Mandache pe catch and shoot, ratează, Valeica nu poate agăța mingea la urmărire, dar este acolo Denison. Rebound ofensiv și pentru Oradea, Mandache încearcă să-l păcălească pe Kinner cu o rupere de rit și într-adevăr se apropie și pune mingea cu panoul. Laser. Din nou față în față cu Chris Richards. Paliciuc. Se retrage Denison.
Dublat în posta pe Cooper, bagă mingea sub coș la Popescu, încearcă să-și facă loc veteranul de 42 de ani, nu obține însă nimic. Din nou accelerează Karin Iauskas, acum oprit de Cooper, nevoit să întoarcă lituanianul, iată-l din nou la minge. Richards face semnul lui Valei ca să plece, vrea să joace 1-1 cu Kinnert, stop shoot, perfect pentru americanul de 1,96 m. Da, scrie pe step back Richard. N-a fost la fel de activ până acum în meciul 2. Doar 5 puncte, 4 aruncări din acțiune. Da, Goran Gajovic ar fi deocamdată principalul marcator al Bihorenilor cu 6 puncte. A venit de pe bancă cu 2 triple. În rest, Mandake și Richard câte 5, Karin Iauskas și Valeica de asemenea Țibârnă câte 4. La jocul Laser încearcă să joace aici Help Denison, dar trebuie să se apere acum la Laser, crossover, apoi pasă sub coș unde aștepta Chris Cooper. Din nou un asist foarte bun al lui Tyler Laser. Ultimul minut al acestei reprize, Valeica se bagă sub coș și nu obține nimic. Da, s-a apărat bine Cooper. Kinnert joacă la limita atacului, din 45 de grade, Paliciuc înscrie de 3, o nouă desprindere autoritară a Vulturilor pe finalul acestei reprize. Capitanul Sibiului intră bine în acest meci, 47-35. Ultima aruncare pentru Oradea, din nou vrea să joace 1-1 Richard, acum Mandake, bine apărat de Laser, greșește pasa, mai e timp pentru aruncare, dar rămâne un avans de 12 puncte pentru CSU Sibiu. Elevii lui Fleșeriu arată o atitudine mult mai bună în încercarea de a restabili egalitatea în această finală, 47-35 cu sfertul al doilea câștigat, cu sfertul al doilea încheiat la egalitate. Ne întoarcem în sala Transilvania după aproximativ 14 minute.